în Galeria de Artă Turdeană, în perioada 21 ianuarie-3 februarie 2021, expun pe lângă președinta Asociației Pensionarilor, dr. Ionorațiu Turda, doamna Emilia Silaghi, încă cinci doamne, membre ale aceleiași asociații, Ileana Heller, Aurica de Teșan, Elvira Horvat, Crucița Hegeș, și Daniela Rațiu, care au chemare spre frumos, fie realizează tablouri, obiecte decorative sau obiecte vestimentare. Domniile lor se întâlnesc la sediul asociației și lucrează împreună sau vin să își arate lucrările realizate acasă, mereu existând acest schimb de impresii. În această perioadă grea, perioada pandemică, expozantele au lucrat acasă cu asiduitate, ocupându-și timpul cu lucruri frumoase ce le ajută să evateze din cotidian. Doamna Emilia Silaghi nu este la prima expoziție, domnia sa fiind cea care impulsionează grupul spre a participa la evenimente expoziționale. Îndrăgostită de culoare, pe care o modulează după propriile trăiri interioare, expune lucrări cu teme diverse, dar cea mai importantă și care impresionează este tematica religioasă, pentru că domnia sa realizează pe lângă tablourile iconografice și compoziții ce te impresionează prin mesaj. Perioada aceasta de izolare a fost foarte grea pentru noi toți, dar cu speranța în suflet și credința în Dumnezeu, Emilia Siraghi a reușit să o treacă. Apoi vine cu lucrări din care ne zâmbesc flori. Ceea ce este interesant este faptul că pictorița nu pictează un anumit gen de floare, ci ideea de frumusețe prin intermediul florii. Așa cum am mai spus, prin floare de fapt este transpusă trăirea interioară și bucuria de a trăi a pictoriței. Peisajul pictat de doamna Emilia Silaghi este un peisaj al rememorărilor, al amintirilor ce persistă în sufletul său. Doamna Heller, doamna Ileana Heller pasionată de tot ceea ce este frumos, pendulează între cuvânt și culoare. Spun asta pentru că domnia sa scrie și poezie. Autodidactă, mereu într-o căutare, își descopere noi valențe. Astfel, trece de la peisajul idilic, un peisaj cu un anumit parfum, ce oglindește locuri din turda, dar cum erau ele odinioară, la flori, apoi la mandale. După ce a urmat un curs despre pictarea mandalelor, predat la sediul asociației de doamna Rodica Angel, a început să-și creeze propriile lucrări. În mandală este reprezentat simbolic universul, care este privit ca un cerc ce nu are început nici sfârșit. Acest simbol este foarte des folosit în terapia prin artă. Normal că pictorița l-a folosit pentru a se ajuta și a-i ajuta și pe ceilalți ca prin intermediul imaginii să treacă cu bine, mental, prin această perioadă critică a pandemiei. De când am întâlnit-o pe doamna Aurica de Teșan, am observat la domnia sa o autoperfecționare în diferite tehnici Handmade fiind mereu impresionată de lucrurile ce pot fi realizate cu pricepere și îndemânare. Domnia sa este atrasă de o tehnică mai rar întâlnită, numită broderia cu ajutorul panglicilor de mătase. Folosind frumoasele panglici colorate din satin, creează tablouri pline de grație, ce aduc aminte de delicatețea femeii și de dragostea sa pentru lucrurile fine. Apelând la anumite tehnici, domnia sa reușește să compună spațiul tabloului, indiferent că este vorba de o pasăre sau de un buchet de flori. Doamna Elvira Horvat expune câteva lucrări de grafică, în care figura Maicii Domnului și cea a lui Isus Hristos sunt realizate în o tehnică numită pointilism, o tehnică folosită de către pictorii neoimpresioniști francezi, care a fost apoi preluată de mulți artiști, inclusiv cei contemporani. Ceea ce se poate observa privindu-i lucrările este răbdarea de care doamna Horvat de dovadă. Privind în istoria iconografiei, mi-am adus aminte de primele izvoade ale icoanelor pe sticlă, care erau desenate tot în negru pe alb, dar și de icoanele de vatră din zona Olteniei, care, așezate la vatra casei, primeau patina timpului a negrului de fum. Doamna Crucița Hegeș a realizat la sediul Asociației Pensionarilor în urmă cu vreo doi ani o expoziție personală de fotografie fiind cucerită de această tehnică, dar și de norii de deasupra orașului turda. Acum, pe lângă două dintre fotografii, aduce în fața publicului mai multe obiecte decorative realizate în tehnica quilling, adică obținerea unor tablouri decorative sau a unor obiecte de podoabă pentru Crăciun din răsucirea fâșiilor de hârtie de diferite culori și a amplasarea lor în așa fel încât să se obțină o compoziție. Acestui grup de doamne, îndrăgostite de frumos, s-a alăturat și Daniela Rațiu, o doamnă talentată preocupată de frumusețea costumului tradițional din zona aceasta a Transilvaniei. Domnia sa prezintă un număr de șapte costume, unde păsturile sunt brodate cu flori, fiecare costum având cromatica sa. Astfel avem culori precum albastru, violet, roșu, ocru, verde. Florile le regăsim și pe ei, dar fiecare având o altă compoziție. Fiecare dintre costume cucerește prin cromatică și prin modul de distribuire al elementelor decorative fitomorfe. Ceea ce pot spune cu admirație despre toate doamnele expozante este faptul că știu să-și gestioneze timpul în așa fel încât alocă spațiu și frumosului și pot deveni modele pentru femeile din preajma lor.